ultima vreme, în continuare, se menține, să spunem, dinamica aceasta a unei oferte tot mai generoase de spații, de birouri moderne, noi. Adică suntem un oraș destul de viu în zona aceasta a spațiilor de birouri. Da, e doar impresia mea sau... Nu, e o impresie pe care o vedem în oraș în momentul în care vedem atât de multe construcții noi. Avem o construcție care s-a transformat dintr-un mall într-o clădire de birouri. Ceea ce e foarte bine. Avem construcții care s-au transformat din zona de rezidențial în zona de birouri. Deci avem foarte multe reconversii de genul ăsta, pentru că practic acestea sunt fabricile Iașului. Aceste clădiri de birouri sunt fabricile de software și de servicii externalizate ale orașului nostru către lumea întreagă. Dar este un boom sau este deja, sunt niște semnale și în acest moment se pregătește spațiul în care chiar să, cum se spune, să aterizeze niște investitori care stau la granița județului și vizează orașul în acest moment? Sau este poate în foarte multe domenii sunt valuri? Nu e un val, suntem abia la început. Nu există un boom, pentru că practic aici nu vorbim de rezidențial. Aici nu luăm credite ca să facem birouri pe care să le închiriem. Nu, aici facem birouri pe care le închiriem unor companii care exportă servicii către întreaga lume. Din punctul meu de vedere, suntem abia la început. Dacă cineva crede că avem suficient de multe clădiri de birouri, eu spun că nu suntem nici măcar la jumătate din ceea ce ne trebuie. De ce? Pentru că piața, conform unui studiu recent din Iași, are un stoc de aproximativ 142.000 de metri pătrați de birouri. Problema e că este extrem de granularizată. În afară de circa 10 clădiri care au peste 5.000 de metri pătrați de birouri, restul sunt clădiri de 1.000, 1.500, 500 de metri pătrați pe toată clădirea. Lucru care este ineficient și nu e de folos unei industrii foarte agresive în creștere. E nevoie de scalabilitate, e nevoie de suprafețe mari pe nivel. Cred că sunt doar 3 clădiri în Iași care au peste 2000 de metri pătrați pe nivel închiriabili. Deci ăsta este un criteriu, da, care facilitează închirierea unei clădiri? Sigur, o companie care crește înseamnă la 2000 de metri pe nivel înseamnă că are un singur nivel. Toată lumea e acolo. N-ai nevoie de mai multe nivele. Pentru că fiecare nivel în plus, pentru standardele lor de securitate, înseamnă o secretară, un paznic, un server în plus, o cameră de server în plus, înseamnă cheltuieli. Pe când dacă ai avea totul pe același nivel, exact ca la o fabrică, atunci ar fi foarte ușor ca să desenezi fluxurile. Adică ar trebui să începem deja să construim la altă dimensiune. Da, adică exact nivelul dintr-o clădire de birouri moderne e cât o clădire de birouri pe care noi o considerăm modernă în momentul ăsta în oraș. De-aia suntem abia la început. Timizi, adică în modul da, în care pentru construim. Că s-au accesat niște fonduri europene, dar marea majoritate s-au accesat, de exemplu, pe partea de hub-uri de afaceri. Nu avem atât de multe afaceri antreprenoriale de start-up-uri pe care să le putem ține aceste clădiri. Valul care vine înspre noi este un val de giganți, un val care pornesc de la 2000 așa în primul an de zile, dar care se opresc la 5000, la 10000 de metri pătrați cu o singură companie. Și acea companie trebuie să aibă o singură clădire. Însemnând ca număr de oameni ce dacă pleacă de la 2000 de metri pătrați? Media densitate în industrie undeva între 6 metri pătrați pe industria de outsourcing să zicem de început, da? Până la 12 metri, 15 metri pe industria de IT high-end, pe om. Da? Ceea ce înseamnă că într-o clădire de 10.000 pot încăpea oriunde între 1.500 și, să zicem, 2.000 de oameni, oameni care muncesc în acea clădire, care au nevoie de servicii ale orașului nostru, care clădirea trebuie conectată la transportul public, dacă nu toată lumea va veni cu mașina, trebuie conectată la rețelele de circuite de biciclete, adică sunt e o serie de factori care impactează în mod pozitiv piața muncii din orașul nostru, dar în mod negativ zona de circulație în anumite zone, dacă nu sunt bine gândite la bun început. De aia trebuie să dublăm construcția și e bine că suntem încă la început, indiferent de multitudinea de clădiri care se construiesc, pentru că următorul val pe care o să ținem este, nu e nevoie să construiești numai clădiri de nivel B+ sau A, trebuie să le faci și verzi. Și din fericire există o serie de clădiri deja certificate sau în curs de certificare pe standardele internaționale americane sau britanice. Aici în Iași. Bun, pentru că ai spus că se construiește, mai este încă loc, vreau să întreb în vreun fel
prețurile pe închiriere s-au modificat în ultima perioadă, tocmai prin prisma faptului că a crescut această ofertă de spații, de birouri? Creșterea ofertei de spații de birouri moderne înseamnă o creștere de chirie. E da. Contrar principiilor pieței. Nu neapărat, practic. Cu cât oferta e mai mare, ar fi trebuit teoretic să scadă. Oferta e mai mare, dar cererea e mai mare decât oferta în momentul ăsta. Pe zona de clădiri. Asta înseamnă că se închiriază foarte ușor. Da, pentru cei care construiesc clădirile cu gândul la astfel de dezvoltări. Pentru cei care construiesc în scop speculativ, e mai dificil de înghițit o astfel de clădire. Pentru cel care știe cum arată clădirile afară, știe cum arată clădirile în București, știu ce nevoi au astfel de clienți cu suprafețe mari pe nivel, cu capacități de ventilație și de condiționare a aerului foarte puternice, care să ducă o astfel de densitate de oameni, da, lucrurile se închiriază ușor. Dar observ foarte, foarte mare concentrare în zona centrală a orașului sau vazi centrale. Orice oraș are un Central Business District. Da? CBD-ul. Da, Iașul își permite să mai strângă atât de multe clădiri în zona aceasta. Bun, am văzut, așa cum am spus, o clădire care era oricum poziționată în zona centrală, care s-a reorganizat. E în acest moment piața permite să te muți și către zona mai limitrofă a orașului, să-ți dezvolți clădiri de birouri? Iașul în momentul ăsta are circa trei zone mari. Una, zona centrală, mai are o zonă ieșirea spre vest, spre centură, care e și o zonă cu aproape 4-5 clădiri de birouri, și mai este o zonă în zona facultății tehnice, care iarăși e o a treia zonă de birouri, birouri B+, birouri cu o înălțime mai mică, dar cu suprafețe mari pe nivel. Birouri amplasate în zona campusului universitar, da? Și atunci, din punctul meu de vedere, e loc pentru cei care vor să fie în centru, e loc pe cei care să vină în zona semicentrală, e loc și pentru cei care vor să fie în zona periferică. Avem toate range-urile de preț. Bun, ultima întrebare. E o afacere pentru dezvoltatorii de clădiri de birouri să faci în acest moment? Da. Cam în cât timp credeți că se amortizează sau se achită o astfel de investiție? Adică pe ce termen este investiția făcută? 10 ani sau mai puțin? 8 și 12 ani, uneori chiar și până la 15, depinde. Dar până atunci clădirea iese din standarde. Nu neapărat, pentru că standardele în momentul ăsta sunt puțin înaintea timpului nostru. Da? Deci sunt standarde de clădiri verzi care în momentul ăsta sunt la fel și în Statele Unite și în România. Ce e important la o investiție în zona de clădiri de birou este că dacă faci mixul de clienți, alegi cu atenție și negociezi cum trebuie, ai niște clienți extrem de stabili, care plătesc la timp și cu care nu ai probleme ca într-o zonă de retail sau ca într-o zonă de rezidențial să strângi chiria de la mii de clienți. O strângi de la unul pe etaj, ai șase etaje, ai șase clienți mari și lați cu care trebuie să gestionezi relația în viitorii 18 ani. Deci e un business stabil. Mulțumesc foarte mult, Dan Zaharia, consultant și de asemenea cel care a demarat la Iași proiectul Școala Informală de IT, o discuție pe de o parte despre misiunea economică de la Cernăuți, acolo unde veți participa împreună cu Varjan Pambukcean și cu reprezentanța mediului universitar și de afaceri, dar și despre ce se mai anunță pe zona de spații de birouri de aici din Iași. Mulțumesc foarte mult pentru prezența. Mulțumesc și eu,